Acum 3 ani jumătate, echipa Meseriașii ținea drumul spre Bălți, la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, unde a fost realizată prima emisiune pilot. Am fost atunci impresionați de starea instituției, de ultradotarea laboratoarelor, de aspectul elevilor, de îndemânarea și abilitățile culinare ale acestora, de starea de spirit pe care am găsit-o și de cel mai unit și prietenos colectiv. Pe parcursul acestor ani, am urmărit discipulii CESPA la toate campionatele și competițiile de specialitate și pot afirma cu certitudine, astăzi ei sunt în vârful topului printre instituțiile care prestează servicii educaționale de cea mai înaltă calitate, școli profesionale și centre de excelență menite să pregătească specialiști în arta culinară. În acest sfârșit de an ne-am propus să revenim la Bălți, să reconfirmăm stabilitatea și creșterea acestei instituții, dar și să admirăm culorile, condițiile, aromile și spiritul de sărbătoare care domnește la CESPA. Ce noutăți aveți în instituție? Tocmai am revenit de la președinție cu o diplomă de onoare oferită din partea președintelui Republicii Moldovei, doamna Maia Sandu, pentru activitatea mea și a colectivului Centrului de Excelență în Serviciu și Prelucrarea Alimentelor. Frumos! Vreau să mergem să vedem care sunt condițiile acum în laboratoare, cum arată sălile de clasă acum și cum sunt acești elevi ai dumneavoastră. Sunt gata, pregătiți pentru a intra în piața muncii și aș face o carieră frumoasă acasă? Mergem, întotdeauna suntem bucuroși de oaspeți și pregătiți pentru a vă primi cu brațele deschise și să vedeți și elevii și laboratoarele și sălile de clasă. Avem 4 laboratoare pentru instruirea practică a elevilor, unde acum este mare forfotă în ajun de sărbătoare și vă invit să vedem ce fac bucătarii, brutarii, cofetarii, ce preparate pregătesc pentru sărbătorile de iarnă și să discutați cu elevii să vedeți cât de mult le place să care prepare. Este starea de spirit. Da, care este starea de spirit în ajun de sărbătoare. Instituția propune mai multe programe de formare profesională, printre care tehnologie alimentației publice, bucătar, bucătar-chelner, brutar, brutar-cofetar, cofetar și chelner. Suntem mândri că avem niște laboratoare dotate cu tot necesarul pentru instruirea practică a elevilor. Maestru instructor este doamna Alina Frăculiță. Ce se întâmplă azi aici? Miroase gustos, arată frumos. Conform oralului, avem lecție practică și astăzi pregătim salate diferite pentru sărbătorile care se apropie în curând, pentru că vine anul nou, Crăciunul și moldovenilor le place să petreacă frumos. Atunci pregătim și salate corespunzător, mai ales că facem totul conform curiculei, conform planului de învățământ și pregătim specialiști iscusiți pentru piața muncii. Ce ați învățat să faceți voi până acum și în această perioadă de ce salate? Deoarece vin sărbătorile de iarnă și nouă ne place să arate frumos, eu azi pregătesc salata Cezar. Fac salată ca la capitală, salată grecească și salată din carne. Tu ce prepari? Astăzi prepar salată Cezar. Ea se gătește din varză chinezească cu frunze de salată, roșii, carne și castraveți. Dar pe smeți? După ce se gătește și se pun ingredientele, se adaugă pe smeți și cașcaval. Se presoară cu condimente și se poate servi. Foarte interesant. Le place moldovenilor salata Cezar? Da, desigur. Da. Este modern, practic toți o consumă. Așa, bine. Hai să vedem ce înseamnă salată ca la capitală. Salata ca la capitală se prepară în modul următor. Castraveți murați, ouăle fierte, carne și verdeață, maioneză. Așa e simplu. Da. Doamne, dar tu ce salată pregătești așa frumoasă? Asta cum se numește? Salată grecească. Da? Și din ce e compusă ea? Una frunză de salată, masline, brânză feta, ceapă, roșii, castraveți. Așa? Și chiperi, văd. Da, și ardei. Ce salată aveți voi? Salată de carne.
A, salată de carne. Și ce intră în salata asta de carne? Ce ingredient? Ia să văd. Ce aici? Porc sau de vită, pepeni murat sau proaspeți, ouă fierte, uh-huh. Tu mi-ai făcut salata asta? Ori prima dată? Prima dată. Și cum crezi, e gustoasă? Da. Da, dar vrei să o gusti? Ia gustă să vedem cum, e bună? Da, e și gustul leagă, de acum oricum ai finalizat-o, da? Ia, e bună? Hm? E bună? E bun. Dar îți place profesia care ai venit să o iei, zice, da? Dar cine te-a îndreptat la noi la școală? O prietenă care de la mine din sat, care a învățat atât de bine. Și i-a plăcut? Da. Și ai ascultat-o? Aici avem încă un laborator pentru instruirea practică a elevilor. Miroase gustos, dar ușor foarte ars. Gustos și miroasă și a fum. A s-a ars ceva, elevi? Nu, ce arde la voi? Astăzi, elevii anului 2, vedem că au preparate din carne și, după cum văd, garnitură compusă, da? Da. Ce preparați voi? Noi pentru astăzi preparăm perjoale prăjite din piept de pui și ca garnitură folosim cartofi fierți frisi sau fri. Ați mai preparat acest? Da, noi am mai preparat așa preparate. În anul întâi am folosit. Acum sunteți în anul? Anul 2. În anul 2. Tu ți-ai ales meseria de bucătar pentru că îți place sau îți place să mănânci sau îți place să le faci sărbătoare altora? Eu am ales profesia asta deoarece așa am avut în inimă. Îmi place să gătesc, să servesc oamenii cu bucatele din mâna mea. Adică ceea ce prepar eu să mă servească și alții, că e gustos. Bine, frumos. În această ferie, înaintea sărbătorilor de iarnă, elevii pe lângă curicula modulară pe care o realizează, bineînțeles că mai învață și niște preparate noi pentru sărbătorile de iarnă, să bucure mult familia, părinții, cu ceva nou pentru sărbătorile de iarnă. Ce-i cu bunătatea asta din farfurie? Pentru astăzi am preparat fileu de pui în pane, cu o garnitură din cartofi și ciuperci. Ca acest fileu să fie și crocant, dar și suculent, care este secretul? Asta e foarte mare secret, adică, dar pot să vă spun dumneavoastră. Mai de întâi este nevoie să prăjim fileul de pui la o temperatură mare, ca să formăm cojița rumină. Suculența se rămâie în interior, apoi dăm focul la mediu și continuăm să pregătim până la gătire, la foc domol. Tu vrei să spui că moldovenii s-au săturat și de sărbători și de bucate tradiționale moldovenești și încearcă ceva nou? Suntem obosiți de mâncare simplă, adică dorim ceva mai nou. Vrem adică sărmăluțile și răcitura este mâncare simplă? Nu, simplu, dar noi ne-am deprins, adică poporul nostru foarte des consumă aceste bucate și vrem ceva nou, vrem să uimim toată lumea, să fie mult mai interesant și mai gustos. Uimește-mă, ce vei pregăti tu pentru masa de revelion? Curcanul la cuptor, salate ca de obicei, cum olivelul, clătite, umplute cu vișină, cu cremă. Și probabil... Asta? Da. Și tartine totuși. Ei, aici stau liniștită că americanii gătesc curcanul la cuptor de ziua recunoștinței, iar moldovenii de sărbătorile de iarnă. Voi de ce ați ales să fiți bucătari? Că îmi place foarte mult meseria de bucătar. Prin ce este ea frumoasă? Îmi place să gătesc foarte mult și acasă experimentez foarte mult și... Mama tot este bucătar și m-a uimit pentru asta, prin faptul ăsta. Așa? Ți se dă ușor? Da, până când mi se dă ușor, nu am probleme. Tu te vezi un bucătar șef renumit? Încă nu mă văd, încă trebuie să mai progresez în domeniul acesta. Așa, dar dacă vorbim de condițiile pe care le aveți voi create aici, cum sunt ele? Foarte bune. Aveți ustensile, aveți cuțite, da. Și prin ce? Ingredientele care ne sunt date aici, vă spune pentru cum e pentru tot. Și vrei să spui că la voi în toată ziua așa miroase frumos și în toată ziua este sărbătoare gastronomică? Da. În toată ziua. În toată ziua. În toată. Doamna director, cine poate să vină să studieze la dumneavoastră? Deci există o limită de vârstă sau
avem loc de... Nu, în învățământ profesional tehnic au acces toate persoanele care doresc să îmbrățișeze aceste gustoase profesii și specialități. Îi primim pe toți cu drag și dacă doresc, într-adevăr, să devină niște bucătari, cofetari, brutari, renumiți, pot să vină la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrare Alimentelor să studieze. Eu sunt prima în listă. Da, vă rugăm cu drag, avem condiții foarte bune și vă invit să vedem ce fac și cofetarii. Cofetari. Pentru sărbătorile de iarnă. Mergem la cofetari. De sărbători fără cadouri și ce fel de cadouri fără dulciuri. Aici se prepară dulciurile care ne fac o sărbătoare și mai frumoasă, gustoasă. Și doamna Dina, ce faceți astăzi? Ce preparați? Astăzi noi preparăm prăjituri din fărâmituri de pandeșpan și anumit bile și prăjitura cartof. Așa? S-a stricat vreuna din ele? Vai, nu, cum se poate să-ți... Sunteți așa de serioasă, așa de credeam că au greșit ceva. Pot să vorbesc cu ei, fetelor? Arată frumos și răspândesc și un miros așa înviitor. Ce sunt bunătățile astea? Bol, cartofi, checkpos, pops. Sunt preparate din fărmituri de panișpan, cremă de unt. Uite ce frumusețe e aici. Parcă e un brăduț cu beculețe albastre. E foarte frumoasă această profesie. Frumoasă sau gustoasă? Și gustoasă și frumoasă. Când ți-ai ales această meserie, ce știai despre cofetărie? Știam că să pregătesc dulciuri și atât. Și aici ce ai învățat? Multe. Am cum se prepară torturile, prăjiturile. Tu ești la anul? Doi. La anul 2. Mai ai de învățat cât? Ultimul an. Ai creat tu ceva special de care ești mândră? Realizarea mea urmează în viitor. Îmi place să fac bezelele. Care e secretul bezelelor pufoase? Baterea, bine, la crema din zahăr și albușuri. Așa? Dă-mi repede o soluție. Cum preparăm bezelele în condiții de casă? Batem zahărul cu albușuri până la o stare omogenă. După le punem pe tavă, le punem în cuptor la 240 de grade și le lăsăm să usuce. Cât? Ele pot să usuce în 3 zile. Adică le coacem și după le lăsăm să usuce un timp ca să nu fie moi. Cum sună povestea ta? Cum ai ajuns tu să te faci cofetar? Din timp am ales o profesie care nu mi-a plăcut, dar am plecat acolo. Care? Profesoară. Așa. Și nu mi-a plăcut, am înțeles că nu este pentru mine și am venit aici ca să învăț de cofetar. Și simți diferența? E altă stare de spirit? Ochișorii tăi s-au aprins? Da, acum iubesc ceea ce fac și cred că pe viitor o să devin un cofetar bun. Bun. Succes! Mulțumesc! Mărgelușă pe dulciuri? Da, trebuie să ne bucurăm nu doar jucările de pe brad, dar și bunătățile din farfurie. Tu de ce ți-ai ales? Pentru că îmi place să decorez și îmi place să fac dulciuri și prăjituri. Bine. Există ceva care îți reușește mai bine decât la colegii tăi? Cel mai bine îmi reușește să fac prăjiturile din aluat opărit cu cremă fiartă. Așa. Cum ar fi eclerile, profiterolile. Crezi că s-ar întreba? Da, deoarece acestea sunt foarte populare și tinerilor le place foarte mult. Cuptoarele pornite, colacii împletiți de către elevii care studiază meseria brutar. Și pentru astăzi vedem că ei au împletit colaci în 5, în 6, colaci moldovenești pentru ajunul sărbătorilor de iarnă. Și ce faci, Dumitru? Eu pregătesc aluatul pentru coacere, lung cu ou. Este colac tradițional moldovenesc, împletit în 6. Pentru tinerii flăcăi care au plecat cu uratul înspre seară. Așa, pentru cei care umblă cu colindul sau cu uratul ziua, colăceii sunt mai mici? Mai mici. Sunt cu lubar? Le mai dăm prăjituri. Ați învățat voi să le pregătiți? Desigur, desigur. Da? În acești 2 ani am învățat multe cupturi și prăjituri pentru tinerii flăcăi care pleacă ziua cu uratul sau colinda. Deci bunica și mama ta cred că sunt încântate.
foarte. Sunt bucuros că am ales această meserie. De ce? Deoarece e o meserie cerută în ziua de azi și cred că oamenii ar fi bucuroși să se alimenteze cu copturile mele sau pâinea mea și alte prăjituri. Deci voi plămădiți aluatul folosind doar drojdia, care zic specialiștii că este dăunătoare pentru organism, sau cunoașteți și metode pe care le folosea bunica și străbunica? Cunoaștem metodele al maestrelor noștri prin maia. Maia, așa. Ca acest colăcel să fie rumen și puhăv, e neapărat tu să-l dai așa cu ou, cu ou cu lapte, cu ou cu apă, cum? Nu, e doar ou simplu, deci se folosește pentru o coajă mai rumenă. Și un luciu ușor, un da? Luciu ușor pentru a fi mai atrăgător. Și-i fierbinte. Acum scos din cuptor. Acum e scos din cuptor. Tu crezi că pe timpuri așa făceau și străbunii noștri? Da. Foloseau susanul? Eu cred că da, și bunicile noastre așa coceau colăcei. Tu, în afară de așa colăcel frumos, ce mai știi să faci? De exemplu, la lecțiile trecute am preparat hulubași pentru copilașii care vin cu colindatul. Am mai preparat brânzoaice, pâine, am copt diferite. În fiecare zi pot coace pâine de casă, plăcințele cu diferite umplături. Îți place sau tu o faci și așa, pentru notă? Îmi place. De la frunzulițele tradiționale am ajuns la... Trandafiraș. Trandafiraș. Spune, cum este această meserie pe interior? Ce-ți place ție mai tare? Uite, vine și frunză. Este foarte frumos să coci pâine pe timp de pace. Așa este. Mama pâine albă coace... Noi cântăm duios. Pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. Așa? Generația noastră cunoaște că a învățat. Ce învățați dumneavoastră pe acești tineri ca să crească și buni specialiști, dar și buni cetățeni? Când se coace pâinea, trebuie să fie inima curată, inima împăcată, cu sufletul curat. Și atunci și pâinea pe masă primește gustoasă, rumină, frumoasă. Așa este, doamna director, angajabilitatea în rândul absolvenților dumneavoastră, care este? Angajabilitatea anul acesta în rândul absolvenților a fost de 65%. E mult? E puțin? E bine, pentru că în mare parte acești elevi care au absolvit s-au angajat la noi în țară, la întreprindere de alimentație publică. Unii din ei și-au continuat studiile. Viitorul elevilor absolvenți ai Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrare Alimentelor consider că este asigurat la noi în țară. Așa este. Bine, succes! Să aveți inima bună și să vă crească pâinea! Pleca să colindăm, dom, dom, să înălțăm, dar boierii nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm, a plecării nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm, au plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm, să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm, să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Datorită proiectelor în care Centrul de Excelență este implicat, datorită managerului care activează, suntem cei mai buni la capitolul de a pregăti cei mai buni specialiști în domeniul alimentației publică. Acest lucru se observă și atunci când participăm la campionatul național. Astăzi pot spune cu mândrie că Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor a obținut 19 medalii de aur, 2 de argint și cupa anului la cei mai buni bucătari pregătiți în Republica Moldova. Bineînțeles că de-a lungul timpului avem contracte cu agenții economici cu care colaborăm pentru a avea cei mai buni elevi, specialiști pe piața muncii. Bye.
toate gramatica, e firesc să vedem aceste două echipe frumoase de bucătari de aici, de la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălț, să-i vedem în acțiune. Echipele, sunteți gata? Da! Să se prezinte echipa Fulger! Echipa Fulger noi suntem și deviza noastră este prin greutăți spre excelență! Echipa Cutezătorii? Și devizul nostru este Cutezătorii ne unim și împreună reușim! Toată lumea gata? Da! Start concurs! De fapt, două concursuri pentru bucătari, da, și pentru cofetari. Spuneți-mi ce au ei de făcut, care este scopul și ce trebuie să prezinte la final. Ambele echipe la meseria bucătar sunt foarte bine pregătite, sunt selectați cei mai buni elevi, care au scopul de a pregăti trei preparate culinare, o gustare, o bucată de preparat de bază de carne și desert. Avem de apreciat după niște criterii care vor fi verificate și urmărite pe parcursul acestui concurs. La final vom aprecia care echipa a fost mai bună și ei vom premia corespunzător. Ce frumos arată, dar ce gustos miroase. Ce faci tu aici? Eu acum ciocolată, am topit-o și am răsturnat pe cremancă și pe urmă o dau ca să strecoară o lecuță și pe urmă se duce la frigider. Ce o să fie până la urmă? A să fie surpriză. Eu am ales specialitatea de brutar-cofetar. Brutar-cofetar. Aici nu sunt colegii tăi. Nu sunt colegii mei, sunt colegi din grupele de bucătari. Spune cum te vezi tu, cum îți vezi viitorul, ce oportunități îți oferă faptul că studiezi aici? Certificatele care se eliberează la noi la școală sunt valabile în orice țară și cred că este o specialitate foarte bună, deoarece se bazează pe faptul că de producerea dulciurilor, a torturilor, iar asta este un plus. Concursul ideilor de afaceri, concursul planului de afaceri și multe alte concursuri la nivel de instituție se petrec și dacă da, ai participat și dacă ai participat, cum ți se pare? Am participat la Târgul Ideilor de Afaceri, unde am prezentat ideea mea de livrare și comercializare a pizzelor de ciocolată. Da, este o idee mai stranie și această idee mi-a venit privind o emisiune din România, unde deja există o afacere similară și această afacere se bazează pe comercializarea și livrarea pizzelor de ciocolată cu diferite adaosuri, cum ar fi ciocolata, marshmallow sau fructe. Este la nivel de teorie sau chiar te gândești în viitorul îndepărtat sau apropiat să o lansezi? Mă gândesc în viitorul îndepărtat, pe viitor, datorită perseverenței și putere și încredere în sine, să deschid o astfel de afacere, deoarece ciocolata este iubită atât de cei mici cât și de cei mari și cred că este o idee viabilă, deoarece în Republica Moldova nu există o astfel de afacere.
să prepar din ingredientele care au fost propuse? Din ingredientele propuse, din carne aș face bistrogonov, să fac, să amenajez, să fac cumva să fie mai frumos, mai gustos. Așa. Unde e mai ușor să te afle? Aici pe margine sau acolo cu cuțitul în mână? Pentru mine e ușor și acolo și acolo să mă aflu. Preparatele sunt aproape gata și o să rămâneți surprinși de ingeniozitatea și de creativitatea celor două echipe, pentru că având la bază aceleași ingrediente, și-au propus să ne ofere preparate total diferite. Acestor lucrări culinare. Gata pentru a face totalurile? Da, suntem gata. Astăzi am ajuns la finalul concursului la Meseria Bucătar și chiar am observat că ambele echipe au dat dovadă de un spirit de echipă. Au fost organizați bine și de asemenea s-au repartizat fiecare sarcină și fiecare și-a îndeplinit foarte bine și a respectat și regulile igienei sanitare și la fel și etapele preparării. Și vreau să spun că vedem rezultatul final și ne bucură ochii și suntem mândri de elevii din instituție, ceea ce au preparat și putem spune că sunt pregătiți pentru piața muncii, au format niște competențe profesionale, chiar aș spune înalte, în instituție și le dorim succes în continuare. Haideți să vedem ce zice un angajator când vorbim de competența acestor elevi. Sunt ei gata să intre pe piața muncii? Au ei abilitățile și competențele necesare? Sigur că da, noi colaborăm cu școala deja de mulți ani și din an în an vin copii toți mai buni și mai pregătiți. Și după ce și văd eu în general, deja pot să vină la întreprindere și să-și iau un loc de muncă și să începe să... Dumneavoastră, ce întreprindere reprezentați? Un restaurant din oraș. Aveți absolvenți ai acestei instituții angajați? Chiar și directorul întreprinderii noastre e absolvent și mai avem și bucătar șefă, tot e absolvent. Deci, adică la noi aproape toți și copiii cunosc, au fost la practică la noi. Sunt bucuroasă foarte mult. Chiar sunt buni? Foarte. Bucatele au plecat și au venit cadourile bine meritate. Locul 1 este pentru echipa Fulger și locul 2 pentru echipa Cugetătorul.